Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Am invitat în emisiune un actor de teatru și film, un artist complex, dinamic, cu o evoluție scenică remarcabilă și o voce inconfundabilă. Un actor cu o carieră artistică deosebit de bogată, care a reușit nu doar în roluri de forță, ci și acolo unde se cere o stare de poezie și de sensibilitate. Domnul Ion Haiduc este invitatul meu, o personalitate marcantă din lumea teatrului și filmului românesc. Bine ați venit în emisiunea Portret de Excelență, domnule Ion Haiduc! Bine v-am găsit! Mă simt bine în formula asta de excelență. Eu sunt un om modest de felul meu și sunt foarte receptiv și foarte atent la apelative în general. Nu știu dacă mi se cuvine, dar uitându-mă în urmă, la cartea mea de muncă s-au adunat 58 de ani de muncă. Deci atunci aproape că îmi vine să zic, da, domnule, pot fi numit chiar și așa. Îmi mulțumesc pentru invitație, doresc numai bine ție și telespectatorilor de TV Cultural. Este o onoare să fiți astăzi alături de noi, aici în emisiunea Portret de Excelență. Și vă spun, domnule Ion Haiduc, că m-am tot gândit în drumul meu spre filmare și știu, sunteți un actor complet, complex. Un om, un actor care a jucat toate rolurile posibile. Și în documentarea pe care am făcut-o, dar uitându-mă puțin și în viața mea, adică în copilărie, când vă urmăream la televizor, în filmele istorice, în tot ce a existat, în cine nu vă știe. No. Dar nu pot să nu spun asta, pentru că dumneavoastră, așa cum spuneam, ați fost preot, ați fost călugăr, ați fost criminal, ați fost hoț, ați fost dictator, trebuie să citesc, sunt multe, ați fost lord, ați fost prostul satului. A fost balet, doctor, inginer, cosmonaut, prinț, bucătar, profesor, elev. Dar ce nu ați fost? Am făcut o prezentare în genul ăsta la o aniversare a mea. M-au aniversat colegii după un spectacol și zic, ce să le zic? Și ăsta e textul, cam așa. Și pe am început, am vorbit românește, țigănește, rusește, ungurește, germană, franceză, dar ce n-am vorbit? M-am bătut cu pumn, cu picioare, cu armă, fără armă, cu palme. Cu buzdugan, cu mitralieră, cu tot. Da. Am citit, să știți, și mi-a plăcut, pentru că telespectatorii care ne privesc, cu siguranță, v-au văzut jucând aceste roluri. Deci o carieră atât de bogată și totuși aș vrea să vă întreb, care este rolul pe care l-ați jucat cu cel mai mare drag și pe care ați dori să-l jucați oricând și oricum? Mulțumesc frumos, e măgulitor și foarte adevărat. Am un of, dacă în teatru visele sau aspirațiile mele sau dorințele mele, poftele mele pentru anumite roluri s-au cam îndeplinit, adică am performat în multe feluri, pe film am un regret și am să mor cu acest regret. Nu cred că pe film am reușit să-mi dau măsura la același nivel ca pe teatru. N-am primit încă rolul acela. E foarte adevărat că am intrat în lumea filmului foarte târziu, la 39 de ani. Eram actor la Timișoara, regizorii din București nu prea se încurcau cu noi, cei din provincie. Punem ghilimele la provincie pentru că la un moment dat Teatrul Național din Timișoara, unde funcționam, dădea ora exactă în materie de calitate, în materie de istoria spectacolului teatral. Nu se încurcau pentru că era destul de problematic, adică era foarte dificil să-l smulgi pe Haiduc de la Timișoara să vii la filmări o lună sau trei săptămâni, ăia trebuiau să închidă teatru pentru că jucam aproape tot și era o problemă de logistică, dacă vreți, care nu putea fi surclasată. M-am bucurat de câteva colaborări excepționale cu scenariștii de geniu, Dere Popescu, Nicolae Titus Popovici, Nicol Mărgineanu, nu mai vorbesc. Bine, vorbim de scenarii. Regizorul Nicu Mărgineanu este nașul meu de film. La el am debutat cu Pădureanca în 86, într-o companie actoricească extraordinară, Rebenciu, Pintea, Șerban Ionescu, iată, vorbim și despre doi dispăruți mari prieteni ai mei, mari actori,
istoria filmului românesc nu poate sări peste ei sub nicio formă. Genul de rol m-a întrebat cam care ar fi sau ce mi-aș dori sau cum. Am zis cândva, când eram mai tânăr, că rolul meu preferat este calul din povești, din poveștile românești, calul răpciugos. Ăla care nu dai doi bani pe el, dar mănâncă jar și se transformă în cel mai fantastic cal. E, asta e genul de roluri pe care eu le doresc și le vânesc și care sunt și cele mai spectaculoase. Că ele au o evoluție de la nimic la tot. Deci, na, cam ăsta este. Și am avut parte, în teatru am avut parte de câteva asemenea roluri. E adevărat, vedem acele filme consacrate, filme care, uite, uitându-mă și la Pădureanca, care a luat de asemenea 2 sau 3 premii importante. Dar teatrul a fost cel care v-a dat acea putere, să spunem așa, nu? Să jucați orice rol. Că teatru cred că sunt 200, dacă nu mai mult, nu am stat să le număr. Filme am aproape 50, din care 20 sunt colaborări cu americanii. Și după aceea ați venit în București în 1990. Da? După ce au căzut legile penibile care ne legau de glie, în sensul că eu nu puteam să vin la București, a fost oful meu cel mare și nu numai al meu. Majoritatea actorilor din provincie s-au izbit de această treabă. Stupizenia acestei legi a fost atât de mare încât a generat și un film pe care îl știe toată lumea, Buletin de București, da. Pentru deliciu telespectatorilor și al vostru, chiar dacă l-ați apucat, dar nu le-ați apucat, nu v-ați izbit de ele în viața profundă. O colegă de-a mea de la Timișoara, Luminița Stoianovici, Dumnezeu să o rignească, s-a prăpădit, foarte talentată, vrea să dea cu, era la Timișoara, vrea să dea concurs în București, dar n-avea buletin. Și atunci un prieten bun de-al ei din București a zis, bine, mă însor eu cu tine, prieten bun. El a venit la starea civilă cu logodnica lui, cu care urma să se căsătorească pe bune. Eu m-am dus la Timișoara și i-am obținut certificat de la spital. Doctorul a zis, bă, voi sunteți nebuni, cum îi dau eu certificat prenupțial fetii ăla, la ginele unde-i? Păi zic, la București, lasă tu, că așa. A venit la București, s-a măritat și în data de 16 decembrie, la Teatru Ion Creangă, a dat concurs. A luat concursul cu brio, toți o plăceau, o iubeau. În 22 a început bubuiala și în București, noi la Timișoara o aveam din 16, s-a schimbat toată treaba, l-au împușcat pe Ceaușescu, a căzut și domnul director, că au sărit aia, domne, nu, de pe vremea comuniștilor, nimic, n-avea nicio legătură, dar asta era valul. Și l-au dat afară pe domnul Gonța, a căzut și concursul care a dat și Luminița s-a trezit la Timișoara, a rămas la Timișoara măritată cu un prieten degeaba. Adică, cum să spun, sigur că la prima vedere pare o chestie haioasă, hazoasă, comică, de sketch, dar este profund dramatică. Asta a fost în 1987, pentru că eu îmi doream foarte mult să ajung la un liceu cel mai bun liceu din Slatina, județul Olt, eu fiind vâlceancă din Șușani, județul Vâlcea, a trebuit să am, nu aveam buletin de Olt. Eram pe Vâlcea, Râmnicu Vâlcea. Și atunci a trebuit să plec din clasa a 7-a, să fac clasa a 8-a, așa ca să ajung la liceul Radu Greceanu. Iată, am trecut pe viu prin această etapă. Bun, asta a fost. Da. Dar uite, democrația a venit și Asta a fost și la mine, în momentul în care în 90 au căzut toate legile astea stupide. Deci mi-amintesc că într-o zi, vreo 90 de legi, au spuneau la televizor, s-au prăbușit atunci. S-a întâmplat că a trebuit să vin la București pentru că se desființa ATM-ul și se înființa Uniterul. Ședința de înființare a fost la Notara și eu am venit acolo ca toți actorii din țară, mă rog, nu. În sfârșit, m-au văzut și mi-au propus să... Altă întrebare, vă rog. Da, și iată că după câți ani, suntem în 2024, dar sunt de 34 de ani, sunt actor aici, la Notara. Notara poate... care nu l-am iubit, adică n-a fost teatrul meu de suflet ca student, care iubeam ca noi toți teatru mic, iată că Dumnezeu să-l odihnească, să-i fie somnolin, s-a prăpădit domnul Dinu Săraru,
unul din cei mai mari directori de teatru care i-a avut țara asta. Și din Râmnicu Vâlcea, de origine. Da, teatru mic era teatru pe val, era teatru Bulandra, care așa, teatru de comedie cu direcția domnului Berigan. Deci a fost o mișcare teatrală foarte puternică. Teatru a fost o formă foarte importantă de rezistență. Oricine studiază bine treaba o să-și dea seama că așa e. Nu ne batem cu cărămida în piept. N-am fost dizidenți la vedere să ieșim pe stradă. Nu era cazul, că nu se putea. Adică prima măsură era ce a pățit Pintilie. Poftiți un pașaport și pașli de aici. Dar teatru a fost o formă, ne luptam cu cenzura aproape la fiecare spectacol. Era crunt, am pățit câteva personal, n-a fost ușor, dar aveam o bucurie și o plăcere, mai ales că publicul era, cum se spune, alături de noi, adică conspiram împreună și era parcă o înțelegere tacită când ai spus ceva și ai făcut un gest, nu știu cum. Ei știau, iar cenzura n-avea ce să spună, că n-ai modificat nici text, nu, n-ai băgat vorbe. Aveam o secvență în Goana, unde jucam un personaj negativ, un tânăr a cărui soră era fugită, plecată în Italia, și vine și când încep să vorbesc, să întreb cum e acolo, deja era periculos să întrebi pe scenă de cum e în Italia, adică în lumea liberă. Și atunci îi făceam un semn că atenție, că... Ne ascultă cineva. Gata, erau aplauze, pentru că toată lumea se ferea acasă, domne, de telefon. Știam că suntem ascultați, nu puteai să dai, pentru cei tineri, nu puteai să dai telefon cum vrei tu, așa ca astăzi. Domnule Ion Haiduc, aș vrea să ne întoarcem în devenirea dumneavoastră. V-ați născut în Oradea, aveți rădăcini, cel puțin așa am citit, că ați fi urmașul unui haiduc adevărat, Novac? Cum este? Asta e un bulgăre rostogolit de ziare. Hai să-l răsfășim. Bunica mea de fată s-a numit, s-a născut în Oradea, din părinți și strămoși ardeleni. Bunicii mei au fost obligați să schimbe numele în 40, nu intrăm în amănunte, din Blaj, i-au făcut Blajovicus. Bunica era Blaj Floare și au făcut-o Blajovici Vireag, în ungurește înseamnă floare. Nu, mă rog, ale istoriei vicisitudine, așa. Bun, bunica era Novac de fată și am auzit povești că a avut un strămoș, o rudă, nu mai știu ce era, bunic sau... păr, ceva, un haiduc, acum haiduc când spunem, putem spune chiar bandit, pentru că erau la limită, ei jefuiau, haiducii jefuiau pe cei bogați și, mă rog, trăiau și bine, dar dădeau la cei săraci, asta era, de fapt, asta era statutul de haiduc, ok? Într-adevăr, că a existat această poveste, istorie și o știam de mic, dar nu ne-am bătut cu cărămizile în piept, pe tema asta deloc. Am apucat să o spun odată, într-un interviu de mult și atunci toate au zis, nepotul unui, strănepotul unui, haiduc. Da, sună bine, pentru că dacă ne uităm în rolurile dumneavoastră, dacă ne uităm în felul dumneavoastră de a fi, de atitudine. Adică mi-a nimerit numele. Este important așa să știi tu că poate cumva există în gena ta sau așa. Culmea este că sunt haiduc după tată și din familia tatălui, care n-au fost haiduși niciodată, adică, na, dar asta e. Asta a fost. M-am născut în Oradea, n-am locuit în Oradea decât câteva luni după ce m-am născut, pentru că părinții mei, fiind ceferiști, CFR-ul care era a doua armată, erau mutați precum ofițerii, precum armata. Dom'le, e nevoie de tine la Brăila, te duci la Brăila. E nevoie la Oradea, te duci la Oradea. Așa am ajuns cu tăticul meu, am ajuns la Gheorghieni,
aveam vreo 2 sau 3 ani, pe urmă la Siget, acolo m-a apucat moartea lui Stalin, un moment hotărător pentru mine la grădinița din Siget, a venit o doctoriță să ne facă injecții vaccinului. Da, și m-a durut foarte tare, avea ochelari și m-am uitat în ochii și am zis, plângând așa, înghițindu-mi lacrimi, lasă că crezi că mare, mă fac medic să-ți dau injecție în ochi. E, am rămas cu gândul ăsta până la 17 ani, când mă fac medic. La 17 ani chiar am crezut. Deci da, așa credeam. Și astăzi sunt convins, sunt că aș fi fost un medic, foarte bun. Da. Da, mă bazez pe o treabă, niște date personale. Aveam și mai am o manualitate foarte bună, am o intuiție extraordinară care m-a ajutat în profesie foarte mult. Adică e una din ceea ce numim talent, dacă vreți. Ai intuiție, viziune, viteză de gândire și toate astea. Da, ori le-am avut. Și o memorie foarte bună. Țiu minte că învățasem sistemul SOS, nervi, tot, dar le știu și acum. Se și învăța la școală atunci. Bun. Spre mirarea celor de astăzi, pot să spun că am făcut cel mai tare liceu din Timișoara. Am făcut secția reală, deși la matematică eram beton, lemn, nu prea le-am avut. Fizica îmi plăcea, chimia, biologia, astea mi-au plăcut toate. Am fugit de uman din cauza profesoarei de latină, care era un zbir. Dar îi mulțumesc și azi, pentru că am făcut 2 ani de latină, lucru care noi nu-l mai facem, noi nu mai învățăm latină, n-am să înțeleg sistemul ăsta, nu mai facem istorie să învățăm de daci, de geți, nu, n-avem nicio legătură. Alții au, în schimb austriecii au cursuri de limba latină, de parcă limba lor germană e latină curată. Trebuie spus, pentru că nu e normal. Nu e normal ca acești tineri să nu știe de unde se trag, cine sunt strămoși. Noi nu mai avem strămoși. N-avem voie să avem strămoși. E foarte ciudat. Școala și educația de acasă sunt bazele unei societăți, unei națiuni. Fără asta suntem în aer. Deci am făcut un liceu extraordinar. Am avut toată garnitura de profesori interbelici, ca să zic așa, i-am apucat. Era liceu, fost liceu de fete, 90% erau doamne, profesoare, absolut senzaționale. Deci nu pot să uit pe doamna Minișan de la istorie, la istoria antică vorbea despre fenicieni, când vorbea despre Alexandru Macedon. Domnule, erai fascinat. Mergem mai departe. Dumneavoastră, ați vrut să vă faceți medic, după aceea ați constatat că nu, a fost o arie pe care am... Am cârmit-o spre teatru. Când v-ați dat seama că vocația dumneavoastră este aceea de a deveni actor? Aici e o problemă, că nu mi-am dat seama, adică eu am intrat la 17 ani în institut, într-o perioadă când noi eram 600 pe 30 de locuri, fetele erau vreo 350 pe 10 locuri, deci era o selecție cruntă, un rateu nu însemna neapărat că ești prost, că n-ai avut loc, adică însemna la vremea aceea puteai să-ți ratezi viața. Pentru că am avut colegi care au dat de 10 ori, de 11 ori, sunt performanțe aici. Bindea, de exemplu, e unul din ei care a dat de 11 ori la teatru până a intrat. El fiind foarte talentat. Eu mi-am spus mie așa, dacă în primii 2 ani, era o regulă la vremea aceea, primii 2 ani erai oarecum cam de probă. Adică dacă treceai de anul 2 de examenele de anul 2 de actorie, în anul 3 deja puteai să te consideri actor. Adică nu, dar până atunci puteau să te dea afară. Chiar student fiind, nu te dădeau afară, te mutau. Te mutau la critică sau la universitate, la filologie. Avem mari, Andrei Șerban, un mare regizor al acestei țări, ai lumii, dacă vrei, a vrut să se facă actor și l-au mutat la regie. Bițăbanu, unul din cei mai mari critici mondiali, a fost președintele criticilor din lume. A fost profesor la Sorbona, zic că a fost pentru că ne-a părăsit acum 2 ani. A dat la actorie, a intrat la actorie și după un an de zile a zis, mă băieți, voi n-aveți talent, dar ia că sunteți foarte deștepți, buni și cultivați, hai să vedem. Și el a trecut la critică.
Ileana Lucaciu, marele critic de teatru, a fost colegă cu mine la actorie și au trimis-o acolo. Deci, selecția era crută și eu am zis așa, dacă până în anul 2 mi se demonstrează că n-am talent, nu e o problemă, plec și dau la medicină, aș fi avut 19 ani, nu era un timp pierdut, adică ar fi fost ca și cum aș fi dat la medicină un an, aș fi căzut și aș fi intrat în anul următor. Ce-ar fi că era la fel de greu? Oriunde, deci fie că vorbim de medicină, fie că vorbim de actorie. Medicina era acolo, adică selecția era atât de puternică încât răspunsurile care le dădeai trebuia să spui, era un manual care trebuia învățat pe de rost, inclusiv la virgulă. Dacă tu puneai virgulă unde a pus autorul cărții, tu luai un punct în plus față de mine care n-am pus virgulă, la revedere. Deci era așa o stupizenie, dar nu era alt criteriu de dar selecție. Dar era foarte bine, cu toate că dumneavoastră ați intrat din prima. Deci în 1969 ați absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, da? Exact. La specializarea actorie. Da. Actorie. Foarte frumos. Clasa profesorului, poate ne spuneți câteva date, George Demlogin. Care era și prorectorul institutului, un mare regizor, important regizor, a plecat în America la un moment dat și a murit pe acolo. Avea și o soție care era actriță la Mulandra. George Demlogin, el era important din punct de vedere administrativ, că era prorectorul institutului, venea la examene, adică înainte de examen cu o săptămână venea și ne vedea și zicea mai fă așa, mai fă așa, dar efectiv muncă de teatru și actorie am învățat de la genialul Demrădulescu. El era șef de lucrări atunci. Fusese asistent și o asistentă o aveam pe doamna Adriana Piteșteanu, un pedagog, un pedagog extraordinar. Demrădulescu era o bogăție. În primul rând că vreun an până ne-am învățat cu el, nu putea să ne spună nimic serios și se înfuria groaznic, pentru că noi râdeam într-una. Numai expresivitatea. Deci când te certa, râdeam, era nevoie să ne tragă una după ceafă. Fai că aș vedea. Vai, a dat cu scaune după noi. Băi, frate, râdeam. Era un haz extra. Un om lovit de geniu, să știți. În școli, de multe ori când mergem cu educația juridică și ne apucăm noi să le povestim copiilor pe înțelesul lor ce presupune o infracțiune, ce înseamnă însușirea bunului găsit, piesa consacrată, pe care dacă deschizi internetul și te uiți, o să vezi cu portofelul. și fiecare actor, ce mare noi, dacă găsim un portofel. Și să ascultați dumneavoastră, dacă ați fi într-o clasă, copiii ce explicații dau. Da. Trec chiar prin toate răspunsurile date de mari actori ai cinematografiei românești. Uite, iarăși simt așa... Nu m-am gândit niciodată, o experiență excelentă, da. Ca să ajungi în fața unui copil și să-i explici și să înțeleagă ceea ce vrei să-i transmiți, este clar că și tu, în calitate de avocat, trebuie să joci un rol. Da. Și rolul pe care îl faci este să cobori la nivelul lui, dar bineînțeles cu experiența ta, să-i transmiți mesajul astfel încât să înțeleagă. Am un respect pentru această latură a îndeletnicirii umane, avocatura. Sunt prieten foarte bun de familie cu un mare avocat al acestei țări, Gheorghe Florea, care a fost și președintele Uniunii Naționale a Barorilor din România, o viață. Și o fică absolut extraordinară, Sonia, care mi-e foarte dragă și care a îmbrățișat aceeași profesie ca tatăl ei. Domnul Gheorghe Florea mai are o calitate, poate o întâmplare, nu știu dacă, a crescut în casa marelui avocat Anagnoste, soțul genialei Gina Patrichi. Asta am sesizat, două profesii sunt foarte lovite de cărți, Și cred că se pot avocatura, inversa rolurile. Avocatura și doctorii. Doctorii, prin faptul că stând în gardă și uneori neavând ce face, dar am mulți prieteni, acolo stau, citeau, unii scriau versuri, unii... Și nu numai asta, domnule Haiduc. Ion Haiduc. Ce frumos spuneți. Nu numai asta. Atât avocații, cât și doctorii salvează medicii. Vieți. Da. Medicii salvează vieți. Da. Suntem în slujba cetățeanului și salvăm vieți, multe ori. Iar actorul este cel care poate oricând să fie și avocat și doctor și inginer și orice.
Deci, un rol de avocat n-ar fi rău să-l jucați. Stai să mă gândesc dacă n-am și jucat. Sau l-ați jucat? Nu, cred că nu. Cred că nu. O idee. Nu, borfaș, da, dar... Deci, infractor a spus. Da, dar câte sunt de povestit, mergem mai departe, că nu ne ajunge timpul, cred că ne-ar trebui vreo 3 ore. Dumneavoastră, ați făcut, iată, stagiatura de 3 ani. Noi, avocații, o facem de 2 ani. Da. Dar 3 ani ați fost la Satu Mare, la Teatrul de Nord din Satu Mare. Aici ați... dacă intru, iarăși mă duc pe da, analizele mele. Două săptămâni am jucat în 3 ani. Deci... Foarte multe roluri. Eu am ajuns acolo întâmplător, dintr-o decizie președintelui Ceaușescu în 70. Mă vroise în 69, mă dorea teatru mic, domnul Cojar era director și zice, ia ceva, orice teatru. Bucureștiul n-a scos la repartiție niciun post, pentru că asta era tehnica, să ne trimită să împânzim teatrele cu valori. Și zice, dăiau cu detașare, aveam dreptul la detașare după un an de zile, după care putea să fie transfer. Ok. Și am luat Satu Mare, așa, fictiv. M-am dus la Satu Mare, am stat o săptămână, am spus, îmi pare rău, eu plec la teatru mic, cu încă două colegi, eram în aceeași situație, Paula Sorescu și Adina Popescu. Și am venit în București. Am început repetițiile la Teatru Mic în 69, în toamnă, în noiembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Repetam o piesă, Emigrantul din Brisbane, Valeriu Moisescu era regizor, jucam, intrasem în locul Dan Nuțu, care Dan Nuțu urma să facă nu știu ce film, nu știu câtelea, și n-am mai putut să vină la repetiție și a zis, nu-i nimic, că l-avem pe Haiduc, intri. Bucuros, am luat-o de la început, nu eram dublură sau așa. Și în ianuarie a venit Măturoiu, Ceaușescu a zis, domnule, cam mulți oameni cu diplome stau prin ministere, adică ministere încărcate ca astăzi, te feciști, taie frunze la câini, clar. Și a zis, ia, plecați voi, ești inginer, du-te, domnule, pe tabla, du-te în uzină, ce cauți aici în minister, muți două foi pe bani mulți. N-a scăpat nici teatru de această furtună și atunci așa am ajuns să mă duc la Satu Mare. Da, ați ajuns la Satu Mare și uite așa, după Revoluție, imediat în 1990, ați ajuns definitiv la București. Da, m-am codit așa vreo 3 luni, am făcusem eu iluzii că vom face la Timișoara filme, studiouri, televiziuni, nu s-a ales praful. Și atunci am zis, bine, plec, aveam 43 de ani, a fost un act de curaj. Da. De mare curaj. Da, adică dar acolo cred că aveați maturitatea vârstei atunci. Da, da, știi, în meseria asta e foarte greu să te dizloci. După ce am construit în aproape 20 de ani în Timișoara un soclu pe care m-am așezat, am luat 5 premii naționale, da. Adică nu, da, și să renunț la tot, dizlocă familie, fiică mea a terminat liceul, fosta mea soție, Dumnezeu să odihnească, dă-i, găsește-i servicii aici, casă, locui, a fost o sarabandă întreagă. A fost o destinul, eu spun. Despre asta e vorba, da, corect. Și faptul că ați trecut prin toate aceste lucruri, iată, aveți ce povesti și pe de altă parte ați bucurat o întreagă țară și întreagă lume cu aparițiile dumneavoastră atât de frumoase. Sper că da. Sper că am ajuns chiar să te bucur și pe tine venind la emisiunea asta. Mi-e foarte dragă, așa? Locația e foarte frumoasă. Merg mai departe. Din nefericire, timpul nu ține cu noi și mai avem foarte puțin. Nu. Deci, aveți o fată care și ea a îmbrățișat această pasiune. Vorbesc de Bianca. Așa, Bianca a terminat liceul în anul, chiar în 90, când am venit eu în București. A dat la teatru și a picat. A picat spunându-mi și Mircea Albulescu și Poldi Bălănuță, bă, e foarte talentată, e bună, e frumoasă, e frumoasă, rău și azi. Zice, dar ține-o în București un an de zile că ne-a omorât, ca fia, vorbea ca la Timișoara, adică... Accentul. Da, total, zice, ține-o pe aici, în curte, în București, că de la nu intră sigur. Și atunci, ca să nu piardă un an, am zis, bine, tocmai se înființase... prima facultate particulară și zic să nu stea păstrez pe aici și învață și limba bine, hai, pac! Și a făcut un an de zile, a mai făcut un an, deja a făcut 2 ani de facultate, ca zic așa, și s-a măritat, a plecat în 92 și s-a căsătorit în Germania cu prietenul ei de la vremea aceea, care tocmai terminase la Timișoara medicina,
a plecat, a făcut doi copii, am două nepoate care sunt în Germania născute acolo. Ce vârstă au nepoatele? 26-27. Cea mică de 26 a făcut Academia de Poliție din Kassel, este obercomisar, două stele pe umăr. Ailaltă este expert în artă, a terminat Academia de Arte Frumoase din Hanover. E cea mare, s-a și căsătorit, cea de 27 de ani. Aștept să fiu străbunic acum. Da, îmi vine să râd, nu pot să cred așa ceva. Bianca avea talent, a făcut un film când era în clasa 11-a. Formă când am venit, tot înainte de în 89, Dan Pizza a luat-o în rochie albă de dantelă, una din miresele de acolo, era cea mai frumoasă mireasă, da, alături de Diana Gherghian, care era rolul principal, la Dorin Doroftei, în Cenușa păsării din vis, pe scenariu de Repopescu, Dorin Doroftei, regizor. Era nebunită, așa, i-a plăcut foarte tare. Problema e un lucru important, am să-ți spun acum, îmi dădea mereu telefon, dar din când în când îmi zicea, măi, tată, parcă totuși trebuia eu să fac teatru, să are, nu știu ce. Avea nostalgie. Da, până când am țipat la ea rău de tot la telefon. Când te la facultate ca să fii actor? Am văzut, de asta e vorba. I-am zis să nu te mai aud, că spui vreodată acest lucru. Dacă, și acum atenție, cei care vreți să vă faceți actori sau actrițe, dacă nu există drăcușorul ăla aici care nu te lasă nici să mănânci, nici, ca la îndrăgostire, nici să mănânci, nici să dormi, că numai teatru vrei, atunci ai ok, tu ai plecat. Deci drăcușorul ăla n-a fost în tine să zică, băi frate, nu l-ai avut. Așa și ai rămas așa, cu ce frumos ar fi fost dacă. Nu. Deci asta e o meserie care mănânci fier, mănânci jar, nu mănânci. Deci acesta este secretul longevității dumneavoastră în profesie. Abar. Clar. Păi nu, asta e. Și mă bucur să aud o astfel de explicație. Da, acum, în acest moment, la Teatrul Nuvera am 7 spectacole. Nu așa, e cifra. Ce vedem? Telespectatorii care se uită acum la imediat vă spun. Am 7 spectacole în care joc. Și în privat mai joc în 5. La un moment dat am stat și am zis, bă, bani am. Cât să reziști? Da, nu mă compar eu cu aia care au bani, Doamne ferește. Niciodată. Nu, dar actorii, m-aș bucura eu să știu că trăiesc liniștiți. Din punctul ăsta de vedere m-a ajutat Dumnezeu, ca la vârsta mea, acum să nu-mi fac probleme dacă mă duc undeva și vreau să-mi cumpăr ceva, nu mă uit la preț. Deci mă uit la preț după, zic, ia, cât a fost. Când vreau aia, am luat aia. Deci sunt în această situație, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu, sunt unul din puținii poate fericiți din acest punct de vedere. E adevărat că și muncesc foarte mult. Dar am zis, băi, să stau acasă, să mă duc și eu în Tenerife, în Cicirife, în Miciciși. Da, să rezista mai mult de 3 zile. După 3 zile, dacă uite acum sunt o ciudățenie săptămână, asta n-am nimic. Ca niciodată. Luna viitoare, luna trecută am avut 14 spectacole, luna asta am 12. Dar săptămâna asta de duminică am jucat și joc următorul duminică. În afară de activitatea cu tine, n-am nimic. E, după 3 zile stând în casă așa, drăcușorul de care îți spun începe să mă roade la stomac ca atunci când erai elev și nu ți-ai făcut tema. Adu-ți aminte ce aveai aici, bolovanul ăla care... Asta mă apucă pe mine, după 3 zile stat acasă, zic, sunt un ratat, nu sunt bun de nimic, adică eu nu mai fac nimic, ce... Trebuie să fiu activ. Deci trebuie să fiți activ. Trăiți, vă alimentați prin muncă. Da. Asta vă simt. Totdeauna înjurăm că noi toți, aoleo, iar am spectacol, aoleo, iar mă duc, dar imediat îți trece pentru că te gândești, da, dacă n-ar fi, cum ar fi. Da, da. Știi? Spuneți-mi, a fost vreodată teamă de invidia altora? Iată un capitol foarte interesant. M-a făcut Dumnezeu fără fiere din punctul ăsta de vedere. Da. Ne dai și nouă rețeta. Nu sunt invidios. Adică n-am aia așa. Mă uit cu mare admirație la mari actori. M-am uitat totdeauna. Cu aprecier. Da. Sunt foarte generos. Uneori deranjez când zic, fii atentă la momentul ăsta, fă așa că e mai bine. Tu fiind în relație cu mine, adică iei și aplauze. Eu ți le dau că
Așa e, da, nu mai spun că e o altă logică, în momentul în care tu te-ai ridicat aici, mă obligi să vin și eu aici, deci, per total, spectacolul crește, devine, merge către performanță. Așa am fost toată viața. Am avut parte, în schimb, de piedici multe. Piedici, cum zice poetul, piedici multe, mici scandale. Asta e apropie de dâns și nu lumina ce în lume ai revărsat-o, ci păcatele și vina. Deci am avut parte de piedici, de contre și de lucrături. Ce modele v-au marcat existența? Și mă refer în mod special la lumea filmului, teatrului. Păi dacă film, m-a mai întrebat cineva și instantaneu am răspuns Raj Kapoor. A fost primul care aveam 10 ani și când l-am văzut și care m-a cucerit. Paul m-am înțeles de ce, pentru că pasul următor a fost Charlie Chaplin și atunci ei sunt din aceeași familie, ca să zic așa, clar, bun. Paul m-am avut idole, așa că mă uitam la film, la Kirk Douglas și îmi legam cureaua lui tata pe mână și băgam cuțitul de bucătărie aici și eram luptător ca și el. Am mai crescut pormă și l-am întâlnit pe Anthony Quinn și am zis, ăsta e, să ajung eu așa. Mai am câțiva pe aici, așa, da. Dar vreau să vă mai întreb ceva. Cât de greu v-a fost să, sau ușor să interpretați roluri, diferite roluri? Așa cum am spus, de la prinț până la cerșător. Am fost și prinț, cum, da, cum poți să interpretezi atât de credibil, nu știu cum să spun, adică să transpui mai mult decât să Nu pot să-ți explic, nu știu. Știu că doar, aveți doar hard, știu că mi-ai dat un rol. Am o calitate care poate fi un defect pentru unii regizori. Intru săr în cismele rolului, personajului destul de repede. De dar ce mai bine? Nu e bine, că ei spun că trebuie să scormonim, să căutăm. Păi eu scormonesc mereu, dar scormoniturile mele sunt deja adunate aici în sac și atunci zic, da, ia să mă duc pe drumul ăsta. Iarăși nu-i bine pentru regizor, na, trebuie să căutăm, să lucruri noi. Păi eu lucruri noi caut. Cât de mult contează vocea actorului? Cred că aici face avem o problemă cu vocea mea, care a devenit așa cum o auzi. Când mă uit la filmele care le-am făcut și că ele păstrează și vocea mea, mă minunez ce glas bun am avut, însă am fost un hedonist, am trăit totul la maxim, am băut foarte mult, am fumat foarte mult, tot ce am făcut, am făcut foarte mult. Și iată că a venit așa ca și coada scorpionului și tac, mi-a tras-o viața mea frumoasă și tumultoasă, mi-a tras-o, am făcut un nodul pe coada stângă. Se numește laringită pseudochistomatoasă. Am ajuns la un dat că nu mai puteam vorbi pentru că cozile nu se mai apropiau și atunci era o gâjâială continuă și mi-a dat Dumnezeu noroc. Paranteză, în telefonul meu, agenda mea cu la litera dr.doctor sunt vreo 60. Deci așa, toate specialitățile și datorită pasiunii mele pentru medicină, poate mi-am făcut foarte mulți prieteni, medici. Având eu o admirație pentru cel care îți salvează viața, nu pot decât să-i venerez. Așa și l-am avut pe doctorul Cotulbea la Timișoara, mare de tot, m-a operat și m-a salvat. Cred că starea dumneavoastră așa de pozitivă și care depășește limita aceea pe care mulți nu o au, cred că va ajuta foarte mult în ideea de a fi bine, da? Bineînțeles, medicii au rolul lor, da. Dar trebuie și tu să vrei asta. Cam așa, am să spun o poveste mică și terminăm. Așa, în 2000. Soția lui Adrian Pintea, fosta lui soție, care era, ea trăiește la Craiova, este acel doctor fenomen, Lavinia Pintea, care de la 12-13 ani și-a descoperit puterile paranormale de pune mâna am și citit vindecă. Undeva. Da, este, da. E adevărat. Au venit specialiști sovietici să o vadă, specialiști de la America să o vadă, deci nu e nicio glumă. Când am răgușit atunci, prima dată, am vorbit cu Adrian, zic, măi Adi, uite așa, hai să te vadă la Vinea. Mi-a pus mâna pe gât și după jumătate de oră am început să vorbesc. Seara am avut spectacol. Dar ea m-a întrebat atunci, ea știind că am așa, era
pămuchie de cuțit între cancer și ceva și zice, cum te raportezi tu la boala ta? La care i-am făcut pauză și am zis, care boală? Ce boală? Eu n-am nicio boală. Și așa zice azi, că vezi, domnule, aveți diabet, n-am. Nu mai avem timp, dar aș vrea, pe scurt, să-mi faceți un portret al tatălui, dar și al mamei. Au fost doi oameni extraordinari, eu îi salut în fiecare dimineață, am portretele lor stânga-dreapta în sufragerie când vin din dormitor și zic primul lucru, bună dimineața, casă frumoasă, și pe urmă, bună dimineața, tata în stânga, mama în dreapta. Au fost doi oameni care, după 12 ani de căsătorie, s-au despărțit când aveam eu 10 ani, absolut minunați, dar n-aveau ce căuta unul cu altul. Tata era ceferist, dar un artist, să se condamna la moarte în 23 august 44, când au întors armele, a zis, domnule, eu am, era în Uniunea Sovietică, undeva la Cotul Domnului, și a zis, domnule, eu am plecat cu neamțul la luptă și m-am întorc împotriva lui, nu, și a dezertat. Și ca mulți zeci de mii de români au fost condamnați la moarte. Dar un artist a pictat, a cântat la trompetă, juca teatru, da. Mama, în schimb, era o casnică, dacă zicea, Nelu, dragă, să ne gândim, mama tot ce feristă zice, să ne gândim să cumpărăm și noi un porc, pentru că vine Crăciunul, de porc, adică asta era diferența, mama era să punem murături, să avem ce mânca și sensibilă, ca, da, mă iubea foarte tare. Dacă ar fi să o luați de la capăt, domnule Ion Haiduc, ați face tot actoria? Cred că aș încerca și medicina. Asta nu înseamnă că regret ce am făcut. Doamne feri! În concluzie, telespectatorii care ne privesc acum pot să vină să vă vadă la Teatrul Notara. Da, le-aș recomanda câteva spectacole. Am două la care țin foarte, foarte mult. Sunt în topul spectacolelor de elită din București. Se numește Vizitatorul, Eric Emanuel Schmidt, autorul, împreună cu domnul Alexandru Repan. Și mai am una... Deci e o întâlnire imaginară între Freud și Dumnezeu și mai am un spectacol la care țin foarte mult, la Doi Pași de Mullinger, regizor Cristi Juncu, o poveste irlandeză cum n-ați văzut niciodată, patru personaje, o poveste senzațională. Ultima întrebare pe care totuși vreau să vă pun și am încheiat. În eternitate, ce ați vrea să se spună despre dumneavoastră? În eternitate? Știți ce una din definițiile eternității? Nu. Este senzațională. Imaginați-vă un munte de un kilometru înălțime din cea mai tare stâncă unde odată la 1000 de ani vine un corb, își șterge ciocul și pleacă. Când acel munte se va fi tocit de tot, va fi ca trecut o secundă din eternitate. Domnule Ion Haiduc, a fost o plăcere și o lecție autentică de actorie, aș putea să spun, între un moderator de emisiune și un actor autentic. Și vă mulțumesc mult pentru asta. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Dragi telespectatori, aceasta a fost emisiunea pentru astăzi. Vă aștept cu mare drag și sâmbăta viitoare la ora 16, aici la TVR Cultural. La revedere!